Ce las până vă jocați. Ciprian. Da. Nu. Dacă așa vreau, așa vreau ei. Eu sunt băi mare. Nici o problemă. Deci, eu am ieșit de la servici și a fost incendiu. Domnii la pompieri, au fost cum au fost, au avut nevoie de ajutor. M-am băgat, uitați cum sunt hainele, că nu sunt chiar tâmpit să mă bag în așa ceva. Și acum am vrut să trec să mă duc cu nevasta, că a venit după mine, că sunt la lucru, să merge până în center. Ce s-a întâmplat? I-am ajutat, în fine. Și am zis, merge spătrutat. Am zis, nu las-o un cuii mei, n-are importanță. Gata, haideți domnule deoparte, dăm amendă de 2 milioane. Pentru ce? Hai da-mi cuii mei. Deci v-a dat amendă că ați ajutat? Da, hai da-i în cuii mei. Eu am filmările pe telefon. Deci dacă ei îmi dau amendă 2 milioane pentru așa ceva, eu mă duc cu filmările și o să vedem ce o să iasă. Ce aveți, deci, pentru... ce aveți în filmări? Ce aveți în filmări? Incendiu de aici. Incendiu. La tot incendiu, eu... pentru că atunci am ieșit la servici și nu contează cine a fost la mașina de pompieri, am nevoie de un pic de ajutor. Exact atunci început. Și m-am băgat și am ținut și eu am fost pompier în armată. Și știu ce înseamnă mașina de pompieri. Știu, am condus, am fost șofer, am fost PSIist. Cum vă cheamă? Numele nostru. Boldișa. Boldișa și mai bun. Boldișa Sorin. Boldișa. Juri, v-ați urat cui? Că m-am dus pe linia continuă. Ce v-ați spus? Nu contează. Nu pot să vă spun acum. Am înțeles că v-a ajutat la stingerea incendiului. Nu contează. Nu știu n-a ajutat. Nu, am filmarea pe telefon, poze. Nu, lasă, domnul. De fapt, păstrați distanța mașinii ca să se ține în lege, dacă domnul nu ne protejează. Nu, că începem după lege. Dau 2 milioane, 5 milioane, cât o să dorească domnii. Nu, nu, te rog frumos. Am primit apel telefonic pe sistemul unic de apel urgență 1-2 în care ne-a fost semnat un incendiu la un magazin din zona center pe strada Cosmoților din Baia Mare. În prima măsură au fost evacuate mașinile care au parcate lângă clădire. Incendiul a spunit pe acoperișul acestui imobil, cam 1000 de metri pătrați au luat foc. Pompierii militari s-au deplasat la fața locului cu 3 autospeciale, grupa operativă și un echipaj mult pentru a asigura asistența medicală în caz de nevoie. Nu au fost victime. Incendiul a fost localizat și stins la această oră. Urmează să vedem pagubele și cauza producerii incendiului. Foc mare a fost. A fost foc mare, nu a venit pompieri, dar i-am zis la poliție, domnule, sună la pompieri, nu vine. Ce să faci cu polițiștii ăștia? Ăștia sunt polițiști pe degeaba. De la ce-o luați foc? Nu știu. Nu, de o jumătate de oră s-a aici și focul ardea și poliția, că vin pompieri, vin pompieri. Unde vin pompieri? În ce parte a început să arde prima dată? În ce parte? Aici, ori, când a fost focul mare, deja am fost aici. Cu agitație mare? Eu fost, că am fost aici și era poliția de la rutieră. Zic, cum știi să dai amenzi? Du-te și dă și acolo și dă telefon la pompieri să vie mai repede. O, că am dat pompieri. La ce ai dat? Cum te numești? Mucu.
Ia, cu o mașină! O mașină!